anunțare de sărbătoare, ziua marii finale, ediția 2019. Alexandru n-are abar, măi. Vinei să fii porumbar, că lumea n-are abar, măi. Că te scole de dimineață, stai până ploaie și pe încă, nu mai apare. Inimeața pe răcoare, le dau drumul ca să zboară. Parcă este un făcut, că uliu la părut, că uliu la părut. Frumos, măi. Sunt mai puțin norocos, mi l-a luat cel mai frumos, măi. Asta e mai cui să-i spui, că a rămas perechea lui, și doi puișorii stății sunt campion pe județ, când ai fi bătrân, ce-ți face? Când sunt și viața-mi pace, când ai fi bătrân, ce-ai face? Uite-mi și-am fost odată, că scoateam în mândrele poartă. Că Iulică ne bătrânește, dar inima tot iubește. Iau da cu aș pentru razii! Măi gândi și-am fost odată, când scoteam în fetele în poartă. Că ciobla ne bătrânește, dar inima tot iubește. Unde să mă ascund mai bine când o întreba de mine? Tinerețea-i mândrăfoare, bătrâneța capăt n-are. Unde să mă ascund mai bine când o întreba de mine? Thank you.
fie, să vină să-mi spună mie. Cine vrea bătrân să fie, să vină să-mi spună mie. Acuna vine bătrânețe, pentru zi de tinerețe. Chiar de ce-aș da ciobla cine-i mi-o lua, măi? La un an din bătrânețe, pentru o zi de tinerețe. La un an chiar de ce-aș da, nu știu cine-i mi-o lua, măi? Frumos, felicitări! Bine. Pentru compoziție. E compoziție este proprie sau? Este după seară. Și cu versuri și cu tot și cu muzică? Găsim. E compoziție proprie, îmi place. Nu proprie asta. Nu? Cea cu porumbei. Nu, cea cu porumbei. Formată, dar textul este schimbat. Adaptat de dumneavoastră, nu? Nu, la început a fost făcut de mine cu un prieten de la Ocina. Da. Dar cu alte... Alte versuri. Cum e să aștepți porumbei, domnul Narcis? E bine, nu? Super bine. Cu muzica aici la ureche. Asta cu ceva. Și ceva tărie. Și ceva tărie. Cum e, domnul Ovidiu? Vă că sunteți originală, nu? Originală spaniolă. Vă că sunteți șef la cuțit aici, nu? Master chef sunteți astăzi? Scărlătesc. No, Master chef e domnul Costin, aici vă salut. Vă salutăm. Faceți parte din echipa astăzi, am înțeles, nu? Înțeles, da. Cum e? Atmosfera super plăcută, nu? Foarte frumos. A trecut tensiunea, a trecut, acum ați venit în calitate de... calitate de vizitator. De vizitator și observator, nu? Exact, da. Cum e, porumbei la ce oră au lansat? Au fost lansat, știți cumva? 7.30, ora în România, 7.45. Câte bucăți? 206. 206. Vremea e bună, nu? Pe traseu ce se anunță? Perfectă, vânt de spate, ușor. E bine, înseamnă că o să vină porumbei. Trebuie, da Dumnezeu. Să aibă o finală cum își dorește. Corect. Mult succes. Aici, domnul Ovidiu, se văd acolo porumbei pe unde sunt? Urmăriți atent. Îi vedeți pe unde sunt? Nu, uitam acasă. Nu, deci face să fie. Nu. Am înțeles că ați venit de ieri aici, o atmosferă super plăcută, nu? Ați făcut încălzirea? L-avem pe Masterchef. O să-l filmăm și pe domnul Masterchef acolo. Și aseară ne-a cântat cu bucatele pregătite. Astăzi l-am ajutat, le-a pus să dăm concurs. Trebuie să-i dăm șorțul cu porumbelul. Da. Cum, nu-i l-ați cumpărat deja? Nu am dat seama, n-am știut. O să facem asta, cadou. Ce pregătești acolo? Văd că acum vorbește la telefon. Schimbă vreo rețetă, ceva cu Scărlătescu? Îi filmăm bucatele. Masterchef, Cristi Șerban, nu? Da, și eu văd însă. Un marș ceva de intrare, un marș de intrare, nimic?